Și a împins adversarul. Fault în atac. S-ar putea ca Buzăul să fi dat prea devreme golul egalizator, pentru că steliștii ușor, ușor s-au așezat gospodărește pe treabă spre careul lui Arcaba, iar buzoienii nu dau semne că l-ar mai deranja pe Zapata, cel puțin până acum, sunt concentrați numai pe faza defensivă. Lovin, Golanski. Jocul întrerupt pentru că un jucător de la Gloria Buzău este căzut pe gazon, este Lițu. Postul internațional de tineret, Alin Lițu, a înscris sezonul trecut un gol important pentru Gloria Buzău în meciul cu Rapidul. Minge de arbitru între Rusiano și Bănel Nicoliță. Iată cum Buzăul se apără cu toți cei 10 jucători de câmp între linia careului lor și undeva la 40 de metri. Există o densitate incredibilă. Acolo este foarte dificil pentru jucătorii Stelei să treacă de rândurile succesive de apărători. Iată-l acum pe Rusianu câștigând un balon într-o primă fază. Acum Lovin, Petre Marin, fundașul stâng, a urcat și el în atac. Ionescu nu poate opri acel balon. Ghionea, Golanski, Bănel Nicoliță se lipește de tușă. Golanski învăluie, centrează Bănel Nicoliță, Capetanos, nesincronizare cu Semedo. Capetanos încerca să fie servant pentru Semedo, acesta a atacat mingea. După cum atacat este și Lițu și faultat. Schimbare, este Ionescu. Este o schimbare la Steaua, nu la Universitatea Craiova. Iese Ionescu și intră Pleșan. Pleșan, da. Pleșan aflat și el printre titulari în acel meci cu Sportul Studențesc. Da, era cât paci să ajungă pe la echipa a doua pentru atitudine. Patronul i-a reproșat că l-a certat pe Ionescu. Centrare pentru Semedu. Corner. Semedo, nu, este au de poartă, au de poartă. Mi s-a părut că a fost contrat de Diogo. Diogo, stoperul Gloriei Buzău. Da, și reluarea fără drept de apel al lui Vlaicu la cornerul care a dus la egalarea buzoiană. Cartonaș galben acum pentru Arcaba, pentru întârzierea jocului. Noi să spun, Vlaicu a marcat cam cum a marcat Thiago de la Lyon în, acum 2 ani în Liga Campionilor, un corner executat atunci de Juninho și tot la corțul scurt, acolo l-a executat pe Carlos, era atunci în poarta Stelei. De această dată Vlaicu a fost prompt la întâlnirea cu balonul și a făcut ca scorul să fie 1-1 și acum în minutul 68 al meciului dintre Steaua și Gloria Buzău. Nu uitați că imediat după încheierea acestei partide la Timișoara va debuta derbiul etapei, Poli Timișoara, CFR Cluj. Și iată o minge pierdută de Pleșan la centrul terenului, 3 contra 2 pe acest contraatac cu Tafer încercând o pasă dintr-o bucată spre Vigariu. Probabil că era singura soluție viabilă, însă Tafer a avut o execuție imprecisă. Contra hotărâtă a lui Diogo care îl oprește pe Semedo. Vigariu reintră în poziție de joc. Dinoeze greșește. Bănel Nicoliță, Golanski,
Din nou se alinează cei trei jucători ofensivi ai Stelei. Centrarea lui Golanski este însă prea scurtă și Lițu poate declanșa contraatacul. O minge cu boltă, Tafer. Lițu sprintează pe culoar, însă ajunge înaintea lui Goian. Deja o anumită relaxare fotbaliștii Gloriei Buzău în momentul declanșării contraatacurilor. Nu mai simt acea presiune. Odată cu golul marcat, au căpătat încredere, au simțit că se poate aici. În Ghencea nu este o sperietoare acest stadion, atunci când pe gazon este o formație ce nu spune atât de multe probleme cum este Steaua în seara aceasta. Și în orice caz, ce deosebire față de acel 5-0 din finalul campionatului trecut, o mică parodie care a lăsat un gust amar. Minutul 70, surpriză aici în Ghencea, Steaua Gloria Buzău, 1-1. Vlaicu a egalat printr-o lovitură de cap după ce scorul fusese deschis de Bănel Nicoliță. Și Vlaicu poate intra în istoria clubului din Buzău, o grupare care în 6 meciuri disputate la București contra Stelei nu a reușit să câștige niciun punct, ba mai mult, golaverajul a fost... Este dezarmant de-a dreptul, 22 de goluri primite și doar 2 marcate. Rusianu este scos în afara terenului. Prima partidă în campionat între cele două echipe s-a încheiat, să nu uităm, cu o victorie clară a Gloriei Buzău în 1978. Pe vremea lui Ghizdeanu, Constantin Stan, Toma și ceilalți, Gloria Buzău bătea Steaua cu 4-1. Steaua lui Marcel Răducanu, Iordănescu, Dumitru, Tudorel Stoica. Și cu Rică Răducanu în poartă. Da, cred că este un amănunt important acesta. Cartonaș galben pentru Pleșan în urma acestei intervenții la Diogo. Rămânând la acel meci, Constantin Stan a dat atunci 2 goluri. Simion și Tom au mai punctat pentru Gloria Buzău. Vremuri de aur pentru formația buzoiană, care dădea jucători la echipa națională. Stan era vârful naționalei olimpice. Tulpan, apoi câțiva ani mai târziu Alexandru Nicolae, fost și el jucătorul Gloriei Buzău, apoi a ajuns la Dinamo și de acolo la echipa națională. Așa că după meciul din seara asta, Vlaicu ar trebui să se iasă la încălzire, să se pregătească puțin. Faultat Lovin înainte ca Moreira să fi recuperat acel balon la jumătatea terenului. Se joacă din ce în ce mai puțin. Iată-i pe acești mercenari ai Buzăului, cunoscând și trucurile fotbalului, încercând să țină acest rezultat care ar însemna cea mai mare surpriză actualei ediții de campionat. Bănel Nicoliță, Lovin, Golanski, sunt 4 acum, 4 steliști. Vine centrarea, respinge Vlaicu. Înapoi la Bănel Nicoliță. Golanski a revenit corect în joc. Încearcă bolta. Faul la portar, decide arbitru. Mihăiță Pleșan l-a busculat pe Arcaba în interiorul suprafeței de protecție. Iată reluarea intervenției lui Pleșan asupra portarului. Toha. Goian. Golanski. Buzăul se retrage. Bănel Nicoliță, Lovin fautează și va primi cartonaș galben. Lițu, șmecher, i-a ghicit intenția. S-a plasat exact pe direcția preluării lui Lovin.